să invit pe doamna Corina Vărbun și pe domnul director Roșu să ne spună despre semnificația evenimentului organizat astăzi pe forul Consiliului Județean, urmând ca după intervențiile dânșilor să intrăm în ordine. Vă rog, doamna director. Mulțumesc, domnul președinte, bună ziua! Astăzi, împreună cu Arhivele Naționale, Consiliul Județean și Direcția de Prezența Persoanelor, au organizat o expoziție un pic mai aparte. Este vorba de actele de stare civilă și o să încerc să vă prezint o scurtă istorie a activității de stare civilă, o activitate, cred că printre cele mai veche ale administrației publice locale. Până în secolul al XIV-lea, atât în Muntenia cât și în Moldova, starea civilă a persoanelor nu a făcut obiectul unei înregistrări laice sau religioase. Starea civilă se stabilea simplu prin notorietate și posesie. Primele reglementări în materie amintiri. 1581 în Moldova, pravila Rizorului Lucaș. 1640, pravila cea mare a lui Matei Basarab, apar primele dispozite cu privire la hotărârea evidența evenimentelor de stare civilă, cunoaște o reglementare sumară prin adoptarea la 1117 a codului Caragea, codul civil al Munteniei, cu al său capitol 2 intitulat pentru înscrierile stării civile. Prin regulamentul organic din Muntenia, intrat în vigoare în 1831 și în Moldova 1832, evidența stării civile dobândește un caracter organizat. Activitatea de stare civilă devine preoților care completează condițiile nitrice, un element de notorietate al activității. Pentru prima dată se documente modelul condițiilor nitrice de stare civilă. Se tipăresc de către mitropolii sau episcopii condițiile nitrice pentru fiecare ținut sau județ. Se întocmește de către preoții din orașe și sate câte o condică în duple separat pentru fiecare eveniment de stare civilă, nu nici. Decedați tot de la Versasca Evanghelici, 1887,
2007, căsătorit la parohia greco-catolică Bucova, iarăși avem destul de vechi, 1924, decedat la parohia greco-catolică Bucova. Uitați cum arată cel mai vechi registru care se păstrează în arhivele județului nostru, este un registru, este partea de început, este de la parohia romană catolică Sânca Maseveș, iar anul de început al acestui registru este 1725. Un fragment interior din acest registru de botezat. Expoziția asta, deci expoziția prilejuită de ce? Expoziția este prilejuită de aniversarea Zilei Arhivelor Naționale, 31 octombrie. Arhivele Naționale pornesc din anul 1831. 1831 în țară românească, 1832 în Moldova, iar noi continuăm aici în Caraș-Severin și astăzi concretizăm, să zic așa, la sediul Consiliului Județean Caraș-Severin, în foyer, pe cum puteți vedea, în format fizic și în format electronic în sala de ședințe, am prezentat o expoziție intitulată Identitate Bănățeană. Expoziția a fost organizată în colaborare cu Direcția de Evidență a Persoanelor Caraș-Severin. Noi, pe parte de registre parohiale de stare civilă, adică ceea ce înseamnă mai mult înainte, adică până în octombrie 1995, iar ei, după octombrie 1995, când se introduce starea civilă de stat la primărie. Sunt expuse o serie de documente, acte de naștere, de botez și de căsătorie al unor personalități din spațiul bănățean. Care sunt acestea? Am pornit de la următoarele premize. Pe de o parte am încercat să ilustrăm vechimea acestor registre, 1725 pentru romano-catolici, respectiv 1775 pentru ortodoxi români, iar apoi am încercat să facem o trecere în revista principală a confesiunii, adică pe lingua ortodoxă, nu discutăm despre ortodoxi, de sigur despre romani catolici, despre catolici reformați, un italien, mozaici, și am încercat să nu scăpăm pe niciunul din atenție, iar în ceea ce privește personalității, am încercat să ne oprim, sigur, pe politicieni, militari, gen Traian Doda și apoi Ioan Dragalina, Moise Groza, dar de ce nu am încercat să ne oprim și la oameni simpli, pe cum este tata Oancea, Petru Oancea din Vasiova, căruia am găsit actul de naștere sau actul de deces al protopopului Nicolae Stoica de Hațe, și am încercat să scoatem în evidență, dintr-o aplicație practică, câteva dintre lucrurile care se pot scoate în aceste registre care de multe ori nu spun nimic, dar în momentul în care te apleci asupra lor, poți să afli multe. Gen. Ce evidențiază? Sigur, vă pot spune, de exemplu, la Traian Doda se poate vedea pe lângă locul de unde provine, vârsta pe care a avut-o în momentul în care a murit, cauza morții, apopresie și cine a fost la mormântare. Arhimandritul Tiberiu Vârsta, însoțit de 6 preoți și un diacon. La alții se poate vedea vârsta la căsătorie, se poate vedea vârsta la deces, se poate vedea dacă au fost realizate căsătorii interconfesionale sau nu. Am găsit aici câteva cazuri în care soția, de exemplu, avea 69 de ani și lui 28. Deci diferențe foarte mari și în sensul în care femeile erau mai mult mai în vârstă decât viitorii mii și în sensul în care viitorii mii aveau un neguțător, de exemplu, ea în căsătorie de 54 de ani și ea în căsătorie o mireasă de 16. Cea mai scăzută vârstă la căsătorie, în scăzută guvernul, era cea de 14 ani la femeie.